părere aveți despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Părere, dăm lumea de zămărie, e cu părere. Pe lumea e dezamăgită în conducere de la noi, nu e dezamăgită? Păi în conducere, da. Lumea noastră pleacă încolo, muncește, vine înapoi. Lumea pleacă și stă locul. În ultimii ani exportul în Uniunea Europeană a crescut foarte mult. În 2018 s-a exportat în sumă de peste 4 miliarde de dolari. Despre unirea cu România, ce părere aveți? Că fiind cea mai scurtă cale spre integrarea europeană. Și de fi este o posibilitate să avem un guvern care o să muncească pentru noi. Nu mai muncească nimeni pentru noi. Noi trebuie singuri să muncim pentru noi. Păi da, sigur. Eu spun de suport și nu spun că cineva o să ne pui în buzunar sau ceva de gen. Spun că ceva sprijin, adică locuri de muncă, salarii mai mari. Să luăm ca exemplu aceiași românii în 12 ani de integrare și-a ridicat salariile foarte mult. Au peste 680 de euro lunar în mediu. În România? Da. Eu am fost în Rusie mult. În Europa n-am fost, nu. Păi vedeți, n-aveți cu ce compara. Mentalitatea de acolo și mentalitatea Uniunii Europeană sunt două lucruri diferite. Și cum credeți, rușii trăiesc bine? Nu rău trăiesc, nici rău. Unde ați fost în Rusie? În Moscova. În Moscova. În Moscova ați fost prin provincii? Lipețc, Tomsk și așa mai departe. Nu ați fost? Să luați Europa. Orice sat din Italia e dotat cu tot necesar pentru lume. Un drum bun, au un salariu bun acolo la ei acasă. Și nu-ți nevoiți să pleci din sat. Păi să luăm să facem un egal. N-ar fi bine să ne orientăm mai mult spre Uniunea Europeană? Nu pot să vă spun. Dar despre unirea cu România, ce părere aveți? Poftim? Nu știu, n-am auzit până mă, nu știu, voi sunteți. Dar v-ați dori pentru un viitor mai bun pentru tineret să ne unim? Pentru tineret, așa. Tineret, omul e cu minte, toate băieți, fete, toate cu minte. Așa. Deci la un referendum noastră ați votat pentru integrarea europeană și pentru unire. Da, îndreaptă. Știți că o soluție de a ne debarasa de acest regim și de acest sistem este unirea cu România? Fiindcă la frații noștri de peste prot lucrează foarte bine legea și ei își știu. Lăsați-vă, frații ăștia români. Adică, sunteți împotriva unirii. Românii ăștia că-i sptroși și nu lucrează, ia așteaptă băsăribienii să unire și le-au lucra. Ei cu capul, dar noi cu mâinile. Noi suntem un popor, domnule. Care popor? Români. Că de ce români? Până am fost moldovien, dar mă român? Dar până când am fost moldovien. Noi vorbim limba română, toți împreună. Și valahii, și transilvanienii. Noi până am vorbit în latină. La școală, noi am învățat în latină, nu română. În latină? Da. Cunoașteți limba latină? Wow. Nu știu, limba latină e cu tot altceva, domnule. Noi limba noastră strage, are rădăcini în limba latină, dar nu se numește limba latină. E română. Cum e română? Română este română, dar... Pur și simplu la noi în Basarabia se vorbește cu un accent, în Transilvania cu un alt accent, în Valahia cu alt accent. Și atât. Asta e toată diferența. Așa, băieți, pe stalhariu fost, iaca, asta și ai în gospodărie, ai o găină, ai un porc, ai un câini, o măță, asta e a tău. Dar știți că cea mai scurtă cale spre Uniunea Europeană este unirea cu România. Ce părere aveți? Nu știu, dar... Suntem același neam, vorbim aceeași limbă. Da, dar păi... Și nu știu cum să zic. De ce? Adică dacă noi să ne unim cu românii, atunci o să trăim mai bine? O să devenim țară europeană deja, că România face parte 12 ani de companieța Uniunii Europene este. Cum să vă spun, băieți, din tata meu a învățat la români, pentru că și părinții mei au trăit aici, ca unde e punctul medical, dacă ați mărți pe aici și sunteți la curent, a fost școală și românii erau foarte răi și eu, cum să zic, am avut niște moși pe acolo, am fost în ospiție, îmi place să mă duc, să ne vie, dar nu știu dacă să ne unim ne-a fi mai bine. Dar cunoașteți proiecte implementate de guvernul român? Nu tare au sunt politică. În ultimii 4 ani au fost reparate peste 900 de grădinițe, au fost procurate microbuze pentru copii, pentru a fi duși la școală. Știți cum, nu sunt așa în politică, că mă rog, care de mult sunt la grupă, cu vedere foarte slab, numai cu un ochi mă conduc, dar
Dar din tăte auzitele, nu știu, nu sunt de acord cu... Las facă ei la dâns și noi la noi și simt toți prietenii. Eu s-o cut că așa ar și mai bine, părerea mea. Nu știu, poate e greșită, dar nu văd că dacă ne unim, o să ne fie mai bine. Unirea e soluție și asta, dar știi cum, asta încă trebuie... Nu sunt eu așa unionist. Îmi pare că acasă s-ar putea, mă, că avem noi Transnistria, dar așa, nu știu, bă, e, îmi pare că aș fi mai simplu, nu chiar să întreabă ce zic, Moldova. E clar, unde-ți doi putere crește, dar...